venit la marele, mare show Cartoon Network! Transmitem astăzi iar din cel mai mic studio din lume. De ce? Pentru că producătorul nostru, Luca, susține că l-a micșorat. Eu sunt Luca Magnificul și am puteri magice! Și aici este gazda dumneavoastră, un domn care nu are nevoie de o baghetă magică pentru a face greșeli, domnul Bob Host! Bun venit la emisiunea noastră, care nu a fost gândită să fie prea mare, dar care, din cauza lui Luca, a devenit de-a dreptul mică. O prăznicie! Ia să vedem cine este astăzi concurentul nostru din studio. Ea este Leia și are 9 ani. Îi place să înceapă aventura și nu are puteri magice. Încă nu, prietene, încă nu. Poftim? Această emisiune este de acum încolo o școală excelentă de magie. Sună ca o poveste din Să înceapă aventura. Deloc! Wow! Super premiul de azi este o pereche de ochelari cu raze X, așa cum am și eu. Bine, bine. Concurenta trebuie să obțină 45 de puncte. În globul meu magic văd probe pe care trebuie să le parcurgi ca să aduni stele pentru mantia ta magică. Da, să înceapă aventura. Vreau toate insignele! Labirintul cu bile. Pentru acest joc este nevoie de agilitate. Rostogolește bilele de pe o parte pe alta doar prin mișcarea capului. Nu, fă asta cu puterea magică a gândurilor. Proba începe acum. Aici trebuie să fim silențioși. Oh, a și căzut! Leia, o mică întrebare. Ți-ai prins cumva codițele de colțul studioului? Acest joc este mai greu decât credeți. A trecut de-a doua gaură și a ajuns la final! Ai fost super! A fost interesant! Ai văzut puterile magice? Da, am văzut o sumedenie de mișcări din cap. Magia adevărată, prietene, magia adevărată. Așa vei fi mereu? Nu, ai de gând să încetezi? Voi cere o mărire de salariu. Aruncatul conservelor. Următoarea probă de magie este aruncatul conservelor. Aruncarea cu conserve în mingi. Wow, asta e într-adevăr magic. Ia spune, nu se aruncă în mod normal cu mingi în conserve? Am vrăjit jocul. Oh, vai de mine, de ce am devenit moderator? Lea, ești pregătită? Gata! Start! Un joc magic și Lea are o mânuță magică! Toate dintr-o lovitură! Să vedem cu încetinitorul! Dar Lea, l-ai dărâmat deja pe toate! De ce mai arunci în bilele răsturnate? Acum schimbă mâna! Să vedem dacă va reuși! Ah, din păcate a ratat! Lea, o să reușești! Mai repede! Are mici dificultăți să ajungă la conserve și a ochit fila cea mai de sus și a reușit 14 puncte! Bravo, Lea! Dar jocul nu a fost cu adevărat vrăjit, nu? Ai grijă, șirepule! Te transformă într-o broască dacă nu încetezi să te mai îndoiești de puterile mele magice! Oh, acum chiar mi-e frică! Bine! Unde este cartea mea de vrăj? Să continuăm! Nimeni nu mă ignoră! Luca cel incredibil! Luca cel magic! Luca cel incredibil de arătos! Ciocanul Gurinele! Producătorul nostru, Luca... Este Luca Magnificul! Da, care nu a reușit să mărească studioul prin vrăj. Blocaj magic se mai întâmplă. Dragă Lea, să trecem la următorul joc. Lovește figurinele când apar. Pentru asta trebuie să fii foarte rapidă. Da, așa cum are nevoie orice vrăjitor bun. Ești gata? Atenție! Acum! În acest joc este vorba despre rapiditate și Lea lovește foarte bine. Lea lovește super bine! Dar această tehnică dublă pare să funcționeze și au putut să o ajute și codițele prinse în colțurile studioului. Hai, Lea! Mai 4 secunde și devine din ce în ce mai rapidă! 18 puncte bine obținute! Luca, îmi pare rău, dar nu există magie. Crezi tu? Și nu există nici puteri magice. Îți voi lua vocea dacă nu încetezi să mă enervezi. Ei, chiar vreau să văd asta. Tu ai vrut-o? Hocus pocus. Încă pot vorbi.
Hocus pocus. Nici o schimbare. Hocus pocus. La 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 la. Baloane cu apă. Această probă ne duce la ultimul joc înainte de runda bonus. Aruncarea cu fulgere. Aruncarea cu fulgere? Dar am pregătit numai baloane cu apă. Dar ar putea să fie fulgere. Da, dar atunci de ce nu sunt? Această fetiță este încă pregătită pentru puteri magice reale. Dragă Lea, trebuie să te aperi de baloanele cu apă. Un punct pentru fiecare balon care rămâne întreg. Să pornească atacul. Lea, oprește baloanele cu apă. Nu-mi doresc să mă ud. Oh, cea mai bună tehnică, nimeritul din greșeală. Lea, fără să vrei, ai nimerit. Multă apă. Iar așa, fix pe centru. Eh, măcar și-a potolit setea. Lea va deveni o vrăjitoare minunată. Luca, regret, dar sună aiurea ce spui acolo. Luca Magnificul! Așadar, înainte să ajungem la punctaj, avem o rundă bonus. E super tare! Oh, da! Dictatul! În runda bonus nu există puncte, dar există un premiu suplimentar. Un super simț al mirosului! Ești sigur, Luca? Spune-mi, Luca Magnificul, sau te voi transforma într-o broască! Așadar, Luca Magnificul, spune-ne cum să-i măsurăm puterile magice. Prin pictatul feței. Fără oglinda. Oh, da, normal, sigur. Sigur, dragă Lea, pictează-te ca o lupoaică. Și proba a început. Să vedem. Oh, Lea, acestea pe care le alegi sunt într-adevăr culori de lupoaică. Luca, eleva ta arată de parcă ar avea cu adevărat puterile tale magice. Bine, bine, trebuie să mai exersăm puțin. Cum a făcut asta? Cred că poate cu adevărat să vrăjească. Atunci putem spune că runda bonus a fost câștigată, nu? Să ne uităm la punctajul final. Sunt 49 de puncte. Ura! Ai câștigat! Felicitări! Ai obținut victoria prin lupte, băi cu apă și pictatul feței. Poftim premiile tale! Ochelari cu raze X. Ce fel de ochelari cu raze X sunt aceștia? Sunt ochelari de plastic. Și super simțul mirosului. Ha, super simțul mirosului. Pa! Asta a fost tot pentru astăzi. Mai pornim în aventură și data viitoare cu mai multe probe extraordinare, nebănuite și magice într-un studio micuț. Numai aici la Mare